Salutare și bine v-am găsit! N-aș rog clip o să continui introducerea în animație. Acum o să vă arăt un lucru interesant în Armature. Avem o opțiune specială prin care putem să stocăm anumite poziții ale caracterului. Hai să mă duc eu să caut, să vedem unde este. Căutăm această iconiță cu Armature. Și mai jos avem Post Library. În Post Library stocăm toate pozițiile pe care le vrem noi să fie stocate. Voi apăsa New și voi stoca acest T-Pose. Voi apăsa pe Plus, voi apăsa pe New și voi da denumirea T-Pose. De fiecare dată când vrem să revenim la această poziție, pur și simplu dăm click pe această lupă. Și pur și simplu revenim la poziția asta. Acum hai să creez o altă poziție. Să zicem că am vrut să mișc un pic piciorul la acest caracter. Voi mișca puțin piciorul și voi duce brațul jos. Bun. Ca să stochez acest frame, voi apăsa Add New. Dacă apăs Add New Current Frame, va înlocui ce ai tu selectat acum. Și nu vrem chestia asta, vrem un nou frame. Și voi da o denumire. Braț, picior, să zicem. Acum, dacă apăsăm înapoi pe T-Pose pe lupă, revenim la ce era, cum era adineauri. Se pare că animația asta văd că a luat o întorsătură care nu vreau eu. Asigurați-vă că atunci când dați plus, că valoarea... Bine. Ce ai mutat tu să fie selectat? Deocamdată eu aveam decât un singur lucru selectat și de cauza asta decât a făcut la un singur lucru. Voi da tot înapoi pe 0 ca să repar această chestie. Apăs înapoi 1. Bun. Și îi voi da un Add New. Dacă mă uit la lupă. Bun. Dar cred că am modificat și chestia asta din greșeală și trebuie să le fac din nou înapoi. La braț picior, mut un pic și mut asta. Ups, cred că am apăsat greșit. Arată ca în ciudat. Add. Hai că voi da... Voi selecta mai întâi și Add New. Voi șterge acest keyframe. Acum dacă dau click, putem să observăm acțiunile pe care le face. Și cam așa poți să faci tu să stochezi anumite orientări ale caracterului. Este foarte util. Așa că jucați-vă foarte mult cu Post Library. Creați cât mai multe posibil. Post Library îl poți folosi atunci când vrei să faci un concept, adică cum ar fi o persoană care merge, o persoană care face cu mâna și așa mai departe. Le-ai stocate și când vrei tu să reiei chestiile astea, le folosești în DocSheet. Foarte util și faci foarte repede anumite chestii. Cam atâta. Dacă v-a plăcut acest videoclip, uitați-vă să like, subscribe și poate un mic share. La revedere!